Breaking news la NCN, dragii mei, trăim un moment istoric trist, de altfel. Suntem în a 14-a zi, un record trist pentru România de când aflăm că Constituția noastră este opțională. Asta ne spune domnul Iohannis, încă citește la ea, la sentința CCR, și nu ne spune mai clar dacă vrea să o dea jos pe Chiuveș și dacă vrea să respecte legea. Am pus pe colegii mei să caute încă o dată înregistrarea din 5 iunie, pentru că pentru mine este ceva incredibil. Mă tot uit la aia de dimineață. Haideți să o facem împreună. Nu, nu o să comentez această parte, fiindcă, așa cum am spus, aștept motivarea curții pe care o vom citi până o înțelegem sau până înțelegem ceva din ea, după care voi comunica ce trebuie făcut sau ce voi face eu mai exact. Însă adevăratul breaking news al zilei la Cluj este vizita domnului Călin Popescu, Tăricianu, președintele Senatului și președintele ALDE, care a venit astăzi să lanseze sau relanseze, nu cred că era cazul, pe senatorul Marius Nicoară. Bine ați venit, domnule Tăricianu. Este o zi importantă pentru ALDE, pentru că Marius Nicoară, cum s-ar spune, este un simbol al liberalismului. Iar în Cluj-Napoca a fost cam izolat de, noi le spunem, cuci la pedeliș, pentru că ai doma cucilor, îi lași în casa ta și te aruncă peste... Da. Nu e vorba de o relansare a lui Marius Nicoară, ci am vrut să marchez alăturarea lui Marius Nicoară la ALDE și, într-un fel, reluăm un demers politic pe care l-am început cu Marius Nicoară în urmă cu mulți ani, adică când în 1990. Nu, înainte. Ah, okay. Da, deci și Marius și eu, Marius e puțin mai tânăr decât mine, am început activitatea politică, n-am făcut politică înainte de 90, am început activitatea politică în Partidul Național Liberal, proaspăt renăscut, eu la București, Marius la Cluj. Și Marius a fost unul din aș spune stâlpii și din oamenii de acțiune ai PNL-ului la Cluj și e adevărat, în perioada când am fost premier 2004-2008, Marius era președintele Consiliului Județean și a făcut lucruri multe și bune pentru Cluj. În primul rând, dacă vreți o simplă cifră care este foarte edificatoare, Clujul, la preluarea mandatului de președinte al Consiliului Județean de către Marius, era județul de pe locul 28. La sfârșitul mandatului ajunsese pe locul 1. Nu vreau să credeți că vreau să conving pe cineva că acesta este atributul exclusiv al lui Marius Nicoară. Dar Marius Nicoară a avut o contribuție importantă pentru că a reușit ca fondurile Consiliului Județean să le îndrepte către proiecte de investiții care au creat locuri de muncă. E adevărat. Și eu, în calitate de premier, spuneam azi în conferința de presă, visam la un moment dat noaptea Tetarom. Tetarom 1, Tetarom 2, proiectele de parcuri industriale inițiate de Consiliul Județean condus de Marius Nicoară, care au creat locuri de muncă numeroase și care în final au avut o contribuție la ridicarea nivelului de bunăstare al județului. Spuneam tot astăzi cuiva că dacă ar fi să desenăm niște insule în România, insula Cluj, mă refer la oraș, la Cluj-Napoca, cum vă place să spuneți dumneavoastră, insula București. Păi să știți că insulele astea sunt comparabile de pe acum cu Europa Occidentală. Sigur că într-o țară însă europeană, aceste discrepanțe dintre regiuni nu sunt acceptabile și ceea ce trebuie făcut în viitor este tocmai să încercăm ca să aș spune uniformizăm, că nu-mi place cuvântul. Să ajutăm, pentru că... să ajutăm să ridicăm regiunile mai dezvoltate. Apropo de insula Cluj, domnule președinte, dacă tot discutăm de insula Cluj atât de importantă, să ne gândim și la o eventuală candidatură la primăria domnului Nicoară? Are ALDE un plan de cucerire a acestei insule? Să readuc aminte ceva. În 2012, la alegerile locale, am fost chiar în Cluj. Marius Nicoară era candidat. Mi-aduc aminte și acum întâlnirile pe care le-am avut cu cetățenii, de exemplu în cartierul Mănășturi, dar nu numai, ne-am dus în multe zone din oraș și Marius Nicoară a pierdut alegerile atunci în fața lui Emil Broc cu 1400 de voturi. Sau mai bine zis, nu le-am câștigat din alte motive. Nu, dacă vreți vă spun și altceva. Seara câștigase alegerile, de dimineață a doua zi le pierduse. Da. Între timp, niște voturi s-au pierdut sau au
trecut dintr-o parte într-alta, da. Dar Alteși dorește să câștige primăria. Avatarurile democrației românești. Și da, eu mi-aș dori foarte mult, dar în plan local, Marius Nicoară, Steluța Cătăniciu, care este președintele organizației, deputat, Marius fiind senator, vor trebui ei să discute și să stabilească în funcție de, nu știu, realitățile locale, să facă alegerea cea mai potrivită, cine va candida cum. Cine va candida la Parlament, cine va candida la administrația locală. Să revenim la protocoalele noastre, nu la oile noastre, că deja sunt multe, domnule președinte. Ieri am avut o nouă surpriză venită de la SRI, un protocol tripartit. Avem atâtea protocoale în ultima vreme, e o nebunie, dar eu vreau să vă întreb, pentru că sunteți al doilea om în stat și într-o zi să sperăm că veți fi și primul, dacă vă veți decide să candidați, cum le reziliem, domnule președinte? Că eu le văd astea reziliabile. Ca cetățean mă gândesc că cineva trebuie să pună un punct și o încheiere. Da, nu orice cetățean. Vă spun ceva. Mi-am propus ca la proxima întâlnire cu domnul ministru al Justiției, Tudorel Toader, să discut cu domnia sa acest aspect. Că să știți că nu e suficient. Cred că aici e nuanța pe care ați vrut să o subliniați. Nu e suficient că au fost desecretizate. Problema este, ele produc efecte în continuare, pentru că în primul rând trebuie să fie, ar fi trebuit să fie denunțate de părțile implicate, ceea ce n-am observat. Văd că, în fine, unii o să mă acuze de simpatii, poate către Serviciul Român de Informații, care în trecut n-aș spune că a avut o poziție lăudabilă în perioada cupletului Coldea Maior. Dar acum actualul președinte a luat niște decizii fără de care noi astăzi, dumneavoastră, eu și alții, am fi stat în continuare să vorbim fără dovezi pe masă despre abuzurile sistemului. Și eu salut decizia pe care a luat-o actualul director, care vine să îmi inspire următorul lucru, că cel puțin această instituție, Serviciul Român de Informații, revine la misiunea sa esențială, definită de Constituție și de lege. Și sigur că spuneam, am să discut cu Ministrul Justiției să vedem cum procedăm cu aceste protocoale, pentru că ele trebuie să fie denunțate, fie sigur anulate printr-un act oficial. Printr-o decizie oficială, care să aibă valabilitate. Spuneam, dragii mei, că trăim un record istoric, este a 14-a zi când președintele țării ne arată că nu respectă Constituția. Cel mai bine a sintetizat acest context doamna judecător Dana Gârbovan. Haideți să vedem un pic declarația ei de ieri. Spune, faptul că la atâtea zile după decizia Curții Constituționale prin care președintele României a fost obligat să emită decretul de revocare a procurorului șef DNA, încă stăm să dezbatem dacă aceasta trebuie sau nu respectată, arată, din păcate, cât de disfuncțional a ajuns statul român. În momentul în care, pentru însuși președintele țării, respectarea deciziilor CCR și implicit a Constituției devine opțională, indiferent de motivele invocate, se pune sub semnul îndoielii întreg stabilimentul statului de drept. Dacă președintele încalcă legea, Constituția, de ce ar mai fi aceasta respectată de restul cetățenilor? În fond, fiecare poate găsi un motiv să nu respecte legea și Constituția, așa cum face și președintele. Mi se pare foarte clar. Da, sunt la Cluj și poate ar fi momentul să fac un lucru, sper să nu se înțeleagă greșit. În ultima perioadă, noi am asistat la o pervertire a noțiunii de stat de drept și o inversare a valorilor. Și să știți că mie nu mi-a fost ușor să mă angajez în acest demers politic, în a critica, în a dezvălui toate abuzurile care s-au petrecut prin existența binomului SRI-DNA, prin abuzurile făcute de DNA. Și în acest demers nu puteam să-mi iau aliați din zona politică decât puțin, pentru că foarte mulți oameni politici, vă dați seama, aveau anumite temeri. Dar au fost voci
și când spun voci, nu mă refer numai la persoane, ci inclusiv organizațiile profesionale ale magistraților. Și aici mă refer evident la UNJR, condus de doamna judecător Gârbovan, la Asociația Magistraților din România, condusă de doamna Baltag, care acum e membru la CSM, actualmente de doamna Ciucă, doamna judecător Andreea Ciucă. Două organizații profesionale care cu responsabilitate și curaj au adus pe masă de foarte multe ori evidențe, au adus pe masă explicații coerente asupra abuzurilor care se întâmplă în România și eu vreau să salut această atitudine civică care vine din partea unor profesioniști și practicieni ai dreptului. Nu, sigur, eu cred că dreptul la liberă exprimare este un element esențial, dar cred că de foarte multe ori cei care reprezintă așa zisa societate civilă sunt într-o greșeală fundamentală, într-o greșeală profundă și cred că au reperele inversate. Tot discutăm, tot salutăm, tot vorbim. Dar ce facem cu acest președinte, domnule Tăriceanu, care nu respectă Constituția? Ce facem în concret? Bun, ați numărat... Îl indisponibilizăm? Ați numărat 14 zile. Da, 14 zile. Da. E adevărat că în Constituție nu există un termen. Așa e. Da. Dar acesta nu poate fi o scuză pentru o prelungire la nesfârșit. În fine... Eu cred că la nivelul președintelui există, ca să fiu așa elegant și să nu creez o dispută care nu și-ar avea în momentul acesta rost. Există două tentații în momentul de față. Prima tentație, cea greșită, este să găsească o cale, o soluție pentru a ocoli punerea în aplicare a deciziei. Deci această amânare, așa cum citesc eu lucrurile, vine din această dorință. Și una din modalități a fost cea încercată prin doamna consilier Tănăsescu. Da, da? Care, în discuția cu domnul judecător Lăzăroiu, a lăsat să se înțeleagă clar ce urmărește. A spus, zice... Am o misiune ingrată. Păi, misiunea ingrată nu era ca să-i prezinte nu știu ce lucrare științifică, nu ca să stea să facă o discuție de complezență despre, eu știu, vremea probabilă din România. Misiunea ingrată era, evident, să încerce să-l extragă de acolo cumva, să-l convingă, acest edificiu care este denumit Curtea Constituțională să fie slăbit și în felul acesta, pe cale de consecință, să se ajungă la ideea că decizia curții nu este valabilă. Deci aceasta e una din încercări. La vedere. Poate o mai avea și altele, nu știu. Poate imaginează și alte soluții. Și a doua? Și a doua este evident, cred că e conștient că e greu. E greu să scape din... Nu să scape, pentru că e impropriu cuvântul. E greu să nu aplice decizia Curții Constituționale. E adevărat însă că această decizie a Curții Constituționale, politic vorbind, îl afectează pe președinte. Îl afectează în fața propriului electorat, care înțelege prin stat de drept susținerea necondiționată a unei persoane și a unei instituții DNA, în pofida abuzurilor, în pofida protocoalelor pe care nici nu vor să le discute. Nici nu vorbește despre nimeni. Nu. Dar să știți, astăzi m-a întrebat cineva, zice, ați văzut interviul dat de doamna Kövesi în America, în New York Times. Ăla nu era un interviu. Ăla era PR plătit. Eu i-am spus persoanei, jurnalist, doamne, zic eu, știți cum, am mai lucrat și eu în presă până în 2001. Și exista o expresie, nu știu dacă se mai folosește acum, vă întreb, jeg jurnalistic. Cunoașteți expresia? Da, cunoaște. Da, așa. Ăla era, e un jeg jurnalistic, nu e niciun interviu. Da. Călim Popescu Tăriceanu este chiar singurul politician de top care nu s-a ascuns niciodată după deget. În timp ce PSD a vorbit despre statul paralel mai pocolite, da?
Tăriceanu nu s-ar fi să vorbească nici despre Vlase. Ia să vedem ce spunea domnul președinte și invitatul nostru despre această numire. Eu cred că președintele și-a dat, dacă ar fi venit cu o altă propunere, care să nu fie o persoană din cadrul PSD sau a coaliției, să spunem, n-ar fi avut niciun fel de șansă să treacă prin Parlament. Eu cel puțin n-am niciun fel de rezerve, n-am nicio rezervă cu privire la loialitatea lui. În schimb, domnul Dragnea a avut ceva rezerve. Se pare că s-au estompat în urma unei întâlniri cu un adjunct de secretar de stat american. Așa dau pe surse jurnaliștii din București. S-a întâlnit cu un domn Denis Mitchell, sau nu știu cum îl cheamă. Wes Mitchell. De ce e nevoie să luăm lumină mereu de la America, domnule Tricea? Dar nu cred că Wes Mitchell știa de numirea sau de persoana care e propusă pentru... Vlasie. Este un mor otrăvit trimis de domnul Iohannis? Nu, așa cum spuneam și în declarația pe care am făcut-o duminică, eu cred că Iohannis și-a dat seama că nu are nicio șansă dacă vine cu o altă propunere, pentru că propunerea pe care a făcut-o la începutul mandatului în legătură cu numirea la SRI s-a făcut pe baza unei înțelegeri, nu putea altfel să treacă prin Parlament. Da, era clar că lucrul acesta nu poate să se repete încă o dată și mai ales în contextul actual. Deci, eu cred că n-a avut președintele de ales, nu e altă problemă la mijloc. Ok, trecem la o chestie mult mai simpatică. Vreau să vă arăt un montaj pe care l-am făcut cu domnul Ludovic Orban. Vreau să-l vedem și să-l comentăm. Partidul Național Liberal va da această bătălie cu la fel de multă energie și cu la fel de multă încredere în succes, chiar dacă unii dintre cei care au primit votul oamenilor fiind candidați din partea Partidului Național Liberal au preferat să îngroașe rândul firimituriștilor alături de șeful firimituriștilor, respectiv domnul Tăriceanu, firimituriștii fiind aceia care sunt de fapt în sufrageria lui Dragnea și se mulțumesc cu firimiturile care cad de pe masa lui Dragnea. Este foarte tare domnul Orban când e de făcut miștor și de scos metafore pe guriță, nu-l prea vedem făcând opoziție. Domnul Ludovic Orban se dă cu linghi șpirul, domnul președinte, o să ne uităm imediat, aleargă prin parc cu cățelul maidanez al partidului, dar pierde, sângerează. În acest moment se spune că pe partea stângă PNL-ul este condus de filiera pocăiților, nu vreau să-i numesc așa, dar așa se spune, și pe dreapta de pedeliști. Asta a ajuns PNL. Uitați ce se întâmplă. Eu n-am să cobor la nivelul limbajului domnului Orban, care mie îmi demonstrează un singur lucru, și anume că domnia sa a rămas în perioada copilăriei politice de la începutul anilor 90. Lumea, dincolo de glumițele astea de doi bani, mai așteaptă și altceva din partea președintelui unui partid de opoziție sau unui partid important. Deci, chestiunea este că la PNL, liberal a rămas numai titlul, numai denumirea. Pentru că un partid nu se definește prin titlu, se definește prin acțiunea pe care o poartă, prin valorile și principiile la care se raportează, pe care le apără. E bine, în momentul în care tu, ca partid, așa zis liberal, ești de fapt partenerul de nădejde, cum era doamna Livia Stanciu, al sistemului, al binomului. După ce sistemul te-a curentat. După ce sistemul te-a curentat, rău de tot. Da? Și abandonezi raportarea la valorile esențialmente liberale, care sunt apărarea drepturilor și libertăților cetățenești, atunci poți să fii un partid. Da, să știți că partid politic era și al lui Vadim Tudor. Care și M10-le. Da, și... sigur. Haideți să ne uităm la câteva imagini interesante despre domnul Ludovic Orban. Dacă poate fi ministru în țara românească, un chitarist alcoolist, ca Ludovic Orban...
Norica Nicolae, Călin Popescu, Tăriceanu, Marius Nicoară, alungați practic din partidul cu săgeată, cred că brătenii fac triplu Tuluț în mormânt. Nu, brătenii fac triplu Axel, da, pentru că să ajungi să mergi în piața publică și să susții procuratura, care este instituție represivă a statului, după ce înaintașii noștri și-au pierdut viața în închisori, au fost în lagăre, au fost... Să știți că poate lumea nu știe. Eu i-am cunoscut la începutul activității mele în PNL pe cei care stătuseră în pușcării, da? Și care au fost primii lideri, liderii istorici ai PNL-ului de după 90. Păi un Radu Câmpeanu care a stat 17 ani în închisoare cu Corneliu Coposu, cu oamenii ăștia, cum credeți că s-ar raporta la ceea ce se întâmplă astăzi în România? Nu le-ar veni să creadă. Deci ei au fost îngenunchiați și până la urmă au reușit să se ridice din nou. Dar au îndurat suferințele, umilințele securității și procuraturii din anii 50-60 și acum partidul ajunge să fie cântărețul instituțiilor represive ale statului. Spuneți-mi și mie. Deci până la urmă... Literal. Da. Până la urmă asta e problema mare a PNL-ului și a leadership-ului actual, pentru că preferă acțiunile de politică ieftină, de demagogie politică, de populisme, de doi bani, unor chestiuni fundamentale. Până la urmă, să știți că electoratul acesta din zona de dreapta e un educat, e un electorat educat care totuși vede lucrurile acestea. Nu poți să ții sub preș toată mizeria care s-a acumulat, tot cancerul ăsta care a afectat justiția și societatea românească. Și pentru care încă nimeni nu plătește. Este un vers de hip-hop, umblă încet și sigur ca un Cadillac. Așa pare Alde, așa încetul cu încetul, pas cu pas, mai recrutează, își reafirmă pozițiile, e statornic în principii ca și partid. Suntem consecvenți pe anumite lucruri. Și atunci în aer apare întrebarea, va candida domnul Tăriceanu la președinție? Da, e o întrebare la care însă n-am să vă răspund astăzi, pentru că suntem un pic cam departe încă de momentul, aș spune, momentul oportun al luării unei decizii și sigur că în condițiile actualei alianțe politice și actualei coaliții de guvernare, acesta va fi la un moment dat probabil un subiect. Nu avem decât două variante, cred. Fie să mergem cu un candidat comun, fie să mergem fiecare partid cu propriul candidat. Vă mulțumesc că v-ați făcut timp pentru noi și pentru clujeni. Dragii mei, ne revedem imediat în direct cu următoarea emisiune. La revedere!